Robert Badea este unul dintre cei mai talentați tineri notători români ai momentului. Multiplu campion național și câștigător al Cupei României la mai multe categorii de vârste în diferite probe, Robert se antrenează zilnic între 4 și 6 ore pentru a bate cât mai multe recorduri și nu numai. Notul pentru mine este un stil de viață pe care deja îl parcurg de foarte mult timp și sper ca pe viitor să am cât mai multe rezultate. Care este proba ta favorită? Am 3 probe favorite, 200 metri spate, 200 metri mix și 400 metri mixt. Ai bătut foarte multe recorduri în ultimele luni, unele chiar ale lui David Popovici. Cum te simți când realizezi astfel de lucruri? La cât mă antrenez, mă așteptam să îi le bat. Chiar aveam un plan să bat mai multe recorduri, cele de la seniori. Sunt foarte fericit, evident, mai ales pentru că este un idol pentru toți sportivii. Robert se antrenează la Steaua, dar și la Lotul Național cu Iulia Becheru, iar în vara acestui an va încerca să câștige cât mai multe medalii la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Maribor, în Slovenia, în probele de 200 de metri spate, 200 de metri mixt și 400 de metri mixt. Robert are o capacitate extraordinară de muncă și de susținere a efortului. Este foarte ambițios și foarte hotărât. Conștient de calitățile, dar și de defectele sale, sportivul în vârstă de 15 ani speră ca peste câțiva ani să fie aplaudat pentru evoluțiile sale de la Jocurile Olimpice. Cea mai mare calitate a mea este competitivitatea. Sunt foarte competitiv și îmi place foarte mult să mă întrec cu adversarii. Dar cel mai mare defect? Mă uiți foarte mult la adversari. Foarte mult, da. Care este cel mai mare visat tău ca și sportiv? Îmi doresc foarte mult să ajung la Olimpiadă, foarte mult.